comedian, sau cum se spune, comediant. Care sunt motivele pentru această greșeală a vieții tale? Din întâmplare, din întâmplare mă ocupă de chestia asta. Dar foarte sincer spun, n-am crezut. Păstește-mi, că acum a fost întâmplare. Și-ai dat seama că poți să țin două ore oameni de vorbă așa? Nu, normal că nu. Acum vreo... 6 ani fără două, 7 ani fără două luni, nu știu. Februarie fac 7 ani. Nu știu, acum aproape 7 ani am ajuns pe la Cafe Deco. Unul se ținau acolo de vreo 3-4 luni show-uri de stand-up. Exista un moment al publicului. M-am urcat și eu la momentul publicului și... Aia a fost. Mi-a plăcut, le-a plăcut. Am mai urcat odată următoarea săptămână. Mi-a plăcut, le-a plăcut. Și după aia încet încet m-am apucat de asta. Dar n-aveam niciun fel. Eu am făcut taseu. N-am nicio știu. Lucrai ceva înainte? Da. Nu știu, în momentul ăla cred că era nouă firma de asta de organizat evenimente. Iar pe chestia asta. Frecament acolo să îmbunătățesc calitatea aia unui sediu. Nu făcea nimic serios. Dar nu aveam nicio treabă cu... Nu aveam nicio treabă și nu cred că am treabă cu autoria, cu chestia asta, știi? Care este genul tău de glume preferate? Trebuie să ai. Bă, știi care e faza? În general, încerc să mă abțin din a mă căca pe mine. Nu, asta e pentru televizor? Nu. Încerc să mă abțin din a mă căca pe mine. Nu pot să spun că am un gen anume de glume, dar sunt unele glume pe care le-am făcut, am văzut că generează o anumită reacție și a început să mi-a plăcut. Îmi plac foarte mult glumele care, cum să spun, la care râzi, e ceva amuzant acolo, te șochează într-un fel, te surprinde, râzi, dar în același timp sună și într-un fel anume, sau îți bagă o idee în cap, sau îți arată lumea altfel, știi? Adică alea sunt glumele care sunt cele mai delicioase, toate sunt bune, dar alea sunt mai delicioase, știi? Cum ar fi, de exemplu, nu știu, când mai vorbesc cu oameni și dau de oameni care sunt împreună de multă vreme și așa, și le spun să stea împreună până când unul dintre ei va vedea pe celălalt cum moare. Asta sună oribil, dar e un lucru foarte frumos. Adică ce poți să le dorești mai mult unor oameni decât să se iubească atât de mult și să se înțeleagă atât de bine încât să trăiască toată viața împreună, să fie fericiți și inevitabil la un moment dat unul o să moară. Și atunci asta e genul de glumă care îmi place. Chestia care sună total greșit, dar care în esență e foarte frumoasă și inocentă, știi? Și așa un tip de umor englezesc. Nu neapărat, eu nu simt umor englezesc. Scot din mine, nu prea simt și nu cred nici că noi ca popor avem vreo înclinare foarte puternică spre umorul englezesc. Adică noi suntem un pic mai fierbinți, suntem popor latin, știi? Adică umorul englezesc nu merge la popoarele latin. Asta e foarte clar. Te consideri un personaj mai comercial decât ceilalți? Cine? Care ceilalți? Adică ceilalți să le fac stand-up comedy sau care ce vreau să fac? Ce înseamnă comercial? Zi-mi exact. Să mergi pe ceea ce vrea publicul, nu neapărat pe ceea ce simt tot timpul? Am citit acum... nu, asta n-aș putea să fac, că aș nebuni sub un an. N-aș putea să fac asta, nu că nu vreau să fac, nu aș putea. Aia, în momentul în care te duci și începi să faci ce vrea publicul, înseamnă că te legi pe tine și atunci de ce mai ești tu acolo? Adică ei au venit să râdă, dar tu de ce ești pe scenă dacă tu faci ce vor ei? Înțelegi să spun? Hai să spun că multă vreme am discutat și cu băieții de chestia asta, de bă, ce e amuzant. E amuzant ce... E amuzant, e foarte multitasking. E amuzant ce cred eu că e amuzant, sau e amuzant ce cred ei că e amuzant, știi? Am vorbit cu băieții de foarte multe ori de chestia asta, știi? Și vreau să spun că am descoperit un interviu în care un băiat a tranșat problema la bază, deci gata, a pus punct. A zis așa, nu mai știu cum îl cheamă, un tip din state, care a zis că pentru el sinceritatea în chestia asta, adică integritatea, apropo ce cer tu comercial, este la modul următor. Eu zic, deci asta a spus el, eu zic doar glumele pe care eu le cred amuzante și continui să le zic doar pe alea pe care și ei le văd amuzante. Înțelegi? Adică toate glumele pe care le zic sunt ale mele și îmi plac și cred că sunt amuzante. Dar ar fi cel puțin ciudat să continui să zic glume care în mod repetat de 3 ori, de 5 ori, de 7 ori n-au mers. Pentru că înseamnă că e ceva în regulă cu ele, înseamnă că sunt amuzante doar în capul meu sau ar trebui schimbate sau nu funcționează, da? Deci nu am cum să-mi fac un titlu de glorie din faptul că zic glume la care nu râde nimeni. Adică imaginează că aș fi atât de rebel încât m-aș urca și aș vorbi o oră, n-ar râde nimeni. Dar zice, bă, știi ceva, eu sunt atât de integru ca artist încât o oră le-am zis cele mai amuzante glume din capul meu, n-ar râde nimeni, dar eu sunt integru. Dar puteți să fii celebru și în modul ăsta? Da, dar e mult mai greu, trebuie să fii
tripartă chestia azi, nu vreau să râdă nimeni, nu știu. Dar ți-am zis, asta e la bază ideea, știi? Zici ce glume crezi tu că sunt amuzante și le păstrezi pe alea pe care le crede și publicul amuzante. Și atunci... Ce frecvență schimbi așa? Băi, știi care e faza schimb? Nu am vreun program. Adică în momentul în care mi-a venit o glumă care îmi place, de-abia aștept următorul show, ca să o zic. Adică nu zic, a, nu, acum asta e un perioadă în care le zicem balea și asta trebuie să aștept următorul sezon. Adică întotdeauna le învârtesc, întotdeauna în fiecare show sunt glume care au două zile, sunt glume care au trei luni, sunt glume care au patru ani, în fiecare show. Deci e un fel de mașină spălată, e doar un fel la mașină spălată, știi? Adică întotdeauna, dar mai încerc să mai arunc acolo un ciorap, un kilot, ca să se mai, știi? Bun, hai că mai am să zicem trei întrebări. Zic. Dar nu mai înregistr tu. De ce folosești atât de multe cuvinte vulgare? Nu cred că folosesc atât de multe. Sau de ce folosești aceleași multe? Nu, refuz să ne apucăm să discutăm ce înseamnă mult. Că e o discuție pe care... De ce vorbești doar mare parte despre pulă? Dar nu vorbesc cu mare parte despre pulă, coaie și pistă. Nu vorbesc cu mare parte despre pulă, coaie și pistă. Din cele trei show-uri pe care am văzut eu, o frecvență mare între cuvintele față de ceilalți. Vorbesc. Pentru că așa vorbește omul. Pentru că așa vorbim, pentru că astea sunt cuvintele, înțelegi? Adică, cum să spun, aveam și o bucată, acum e lucru, nu e foarte bine pusă la punct, dar era, aveam o bucată în care spuneam că, mă, până la urmă, pule, dacă e să te lovească, dacă e să te lovească și dacă e să fii deranjat de punctul, într-adevăr, te lovește, te deranjează, cuvântul pulă. Dar dacă stai să te detașezi un pic și să te uiți la cuvântul pulă și la cuvântul penis, pulă e cuvântul mai frumos. Frumos, adică curge mai ușor în ureche, se rostogolește mai frumos pe creier, înțelegi, decât penis. Iar din nou, dacă e să vorbim de sex, și normal că vorbim despre sex, pentru că până la urmă, în momentul în care se adună atât de mulți oameni și ce încerc eu să fac e să adun publicul și să trăim o experiență comună. În momentul în care trebuie să vorbim despre lucruri comune, comun e altceva decât cel mai mic numitor comun. Comun înseamnă experiența noastră de viață, comun înseamnă lucrurile pe care trăim, la care suntem supuși, pe care le trăim, toți împreună, da? E, dintre astea, cel mai comun e sexul. Înțelegi? Pentru că așa se reproduce specia. Din cauza sexului suntem toți aici. De bine de rău îl facem toți, mai bine sau mai prost, mai des sau mai rar, cu oameni mai frumoși sau mai des, cu mai mulți oameni sau doar cu unul singur. Și atunci e un tărâm comun. Înțelegi? E, faptul că e un tărâm comun nu garantează râsetele, pentru că dacă mă duc și zic sex, nu o să râdă nimeni, trebuie să am un gând acolo, trebuie să am o abordare, dar da, voi vorbi despre sex. Și dacă voi vorbi despre sex și voi vorbi sincer despre sex, nu la modul cu soacra și cu și clișe, dar atunci normal că o să folosesc cuvântul pulă, de care spuneam mai devreme acum, nu că e frumos. Deci de ce n-aș folosi un cuvânt frumos în a descrie foarte clar și cinstit un lucru pe care l-avem toți în comun? Pulă mea! Deci asta spun, nu cred în... Cum să spun? Cuvintele porcoase au un rost. Sunt frumoase, în primul rând, descriu, lovesc. De ce să nu le folosesc? De ce? Cât de serios? Nu înțeleg de ce există problema asta. Asta, acum, vine să țin interviu. Nu, vine să țin ție interviu acum, dacă tot te-am prins. Că nu înțeleg de ce e un subiect, frate. Eu nu înțeleg de ce e un subiect. Vreau să fac un interviu acolo și așa și nu putem... Așa, uite, dar trebuie să-mi zici, trebuie să-mi dai o listă, trebuie să ții aici, o listă de frumoase dobuze. Și cât de serios, cât poți să delimitezi tu chestia asta în viața ta personală? Cum privești probleme care se iubesc în mod? Eu nu cred că am, cred că am două sau trei lucruri din viață. Cum treci tu peste momentele grele sau trebuie să treci și cu mor? Mă rog, eu... Nu prea trec cu mor, nu prea am cu mor în viață. Foarte probabil, și pesimist. Păi ce ne ia ceva? Faza e că, cred că am vreo două sau trei momente din viața de până acum despre care n-aș vorbi pe scenă. Deocamdată, probabil că peste 10 ani o să o fac. Dar în momentul ăsta sunt doar o două, trei, nu capitole, momente din viața despre care vorbim. În rest, pentru mine, pe scenă nu există, nu există reține. Nu, eu n-am zone tabu și din întâmplare cer asta și de la public. Adică aici se creează un mic conflict. Pentru că eu sunt dispus să-mi recunosc defectele, să vorbesc despre orice căcat fac sau despre orice căcat sunt. Cer asta și de la oameni. Știi că mi se pare că e o chestie reciprocă. Și sunt unii care nu vor. Păi singurele chestii... Prea mult de nu e vina mea. E vina lor. Înțelegi? Adică știi că e faza? Tocmai că nu mă duc după ei, încerc să trag oamenii după mine, pe tărâmul pun. Dar încerc să trag oamenii după mine, înțelegi? Și când ziceam de zone tabu, nu mă referam doar la
sex. Nu e vorba doar de sex sau de ce facem poate. Zonele tabu pentru unii sunt, cum să spun, a recunoaște că nu ești atât de deștept precum pare. Și nu mă refer acum la glumițe de astea observațiune, ci efectiv l-ați dat seama într-un moment că ești, că ești, că suntem mulți în țara asta, oi. Înțelegi? Și aia pentru unii e o zonă, adică, mai ales în perspectiva faptului că un show de comedie, sunt oameni care sunt, stai bă frate, am venit aici să râd, să uit că sunt oaie și tu mi-explici că sunt oaie, hai să fie, se creează tensiuni, dar nu poate, despre asta vreau să vorbesc, despre pulă și oi. Tu ești din București, nu? Da, și îmi pare rău. Ține ceva spontan, partea unui bucureștean care știe că bucureștenii nu sunt foarte bine în Timișoara. Păi dar nu ai fost la show, ai văzut că vorbesc. Zic ceva spontan. Păi toate alea au fost spontane la un moment dat. Zi-mi a fost spontan. Sau ceva din show, să pare spontan. Nu înțeleg. Adică, nu, înțeleg, dar nu accept deloc atitudinea asta. Mi se pare că e o generalizare pe care eu evit să o fac în viața mea și deci am pretenția asta și de la oameni. Eu niciodată. Zi-mi, mai... Păi îți explic, tu de unde ești? Eu sunt din Timișoara, n-am trebuit. Ești din Timișoara. Bun, dacă tu îmi zici că ești din Timișoara, pentru mine asta nu înseamnă nimic. Înțelegi? Înțelegi ce vreau să spun? Apropo de generalizări, tu dacă îmi spui că ești din Timișoara, pentru mine asta nu înseamnă nimic. Dacă îmi spui că ești din Craiova, din Suceava, din Constanța, pentru mine asta nu înseamnă nimic. Da, dacă îmi spui că ești din satul mare, s-ar putea să mi se aprindă un pet în cap să zic, bă, nu poți să faci miros de niște palincă. Sau, înțelegi? Dar nu spune nimic despre tine ca om, faptul că ești din satul mare.